Gotti, când eram o echipă bună, fără, făceam greșeli foarte puține, am a face în greșeli decisive. Asta trebuie neapărat vorbi cu jucătorii și remediat, că campionatul e lung, dar e bine să strângi puncte, pentru că nu știi ce se va întâmpla în retur. Laidonii a părut supărat un pic la schimbare. Da, să fie, că la momentul nu mai putea. Deci l-a și schimbat, dar el a jucat bine. A jucat bine, deci nu putea și mai mult, el poate foarte mult. Ma el are momente din astea așa, care gândește ca un copil, nu e un profesionist să tragă de el 100%. Bine, poate să fie supărat, poate să fie supărat pe el. A căzut transferul la FCSB? Eu din ce știu, n-au luat pe vână aceeași poziție ca el. Eu știu că a căzut, dar are tot timpul să mai joace la noi un an, doi. Mai are încă 3 ani contract, nu e o problemă. Jucători vor mai veni, nu și... Au și venit, acum să treacă vizita medicală. Noi trebuie să-l ajutăm, ca și conducere, trebuie să-i aducem, să-i facem un lot competitiv, că asta e. Că noi am început primele două etape, am jucat fără vârf de atac. Deac e o extremă, nu e un vârf. Bine, încet, încet, mai trebuie și al doilea atacant să poată joace, să aibă soluție cu Papazoglu și încă unul. Mai e mult de mult. Bergotti, normal că ne cere jucători, el știe ce are de făcut și o să căutăm să-l putem ajuta. Cum vedeți ieșirea din această, să zicem, mini-criză? E o mini-criză, pentru că când pierzi două meciuri consecutive pe greșeli personale, că asta e, și pe greșeli din astea le faci la juniori, aoleo, le faci la juniori greșelile astea. Vedeți că mai multe discuții, mai mult antrenament, mai mult joc împreună, poate să se joace, că e o echipă destul de nouă, înțelegeți? După nouă, o să remediem, nu mi-e frică, că nu, pentru că putem. Ați mai văzut vreodată atât de mulți în țară la un loc? Nu, n-am mai văzut. Uite, dar numai că nu puteți sta nici la interviu. Foarte mult în țară, da? În tot Bucureștiul e la fel. Jocul în mare parte a lui, am, pe lângă cele două luni, am mai ratat 3-4 situații clare de marca. Veneam după o perioadă nereușită, de vedere rezultatul chiar al jocului, pentru că cu Botoșani am arătat foarte rău, cu Iașiul, momente și momente. Și ce mă bucur este că echipa arată mult mai bine astăzi. O victorie importantă, pentru că avea mare nevoie. Nu pot să fiu decât bucuros și să privesc cu mai multă credere meciul cu Steaua. Cât de importantă era victoria aceasta și pentru noastră și pentru echipă? Foarte importantă. Repet, astfel se bate la play-off. Am început prost. Aveam nevoie de o descătușare, gândiți-vă că și în pregătirii rezultatele au lăsat de așteptat. Țin foarte mult la rezultate, chiar și meciurile amicale. Mă bucur că am reușit să vină jucători. Sperăm săptămâna asta să mai vină doi. Echipa va arăta mult mai bine cu ei, sunt jucători de certe valoare și important e pentru noi să îndeplinim obiectivul acela de a juca play-off. Arată acum Astra ca o candidată pentru play-off? Un Alibec în formă? Da, sigur, nu doar Alibec, dar Alibec este un jucător special. Este un jucător, într-adevăr, care este mult peste nivelul ligii întâi, are foarte multă calitate, știe foarte mult fotbal, s-a antrenat foarte bine și mă bucur pentru, nu doar pentru golul marcat astăzi, cât și pentru evoluția lui consistentă. Ce v-a trecut prin minte la 0 la 1? Vă gândeați la un alt meci? Mi-a fost teamă de reacția echipei. Am reacționat foarte bine. Ușor am intrat în joc. Am ratat apoi ocazii prin Alibec și prin Gheorghe. Am reușit să scriem fegale. Apoi cred că jocul epizodul a fost la discreția voastră. Nu mi-aduc aminte că am vrut doar să o situație. Meci special, azi vine meciul 100 în Liga 1. Da, sincer, nici nu știam până înainte de joc, dar da, mă bucur că am făcut 100 de meciuri în Liga TIC ca și antrenor. Mă bucur că, sigur, am și în Liga a doua peste joc, dar cred că nu pot decât să mă bucur că am stat foarte puțin acasă. Știți, pentru antrenor asta este cel mai greu să n-ai de echipă, să n-ai contract. Îmi doresc foarte mult să reușesc. Cu ajutorul Dumnezeu sper să rezolvăm. Cu FCSB îi prindeți într-un moment așa, eu multe meciuri, se plâng că sunt mereu pe drum. Nu, eu cred că e un avantaj Steaua, pentru că au rind de joc. Echipele care joacă mult în perioada asta sunt mai avantajate.
Mulțumim, bună seara! Vă mulțumim, bună seara! Legat de un meci am pierdut și un meci dezamăgitor, adică prima repriză foarte bine, zic eu. Echipa a jucat, a dat un gol cu acțiune frumoasă, dar după am avut și ocazie pentru a face al 2-0. Dar după ceea ce nu am înțeles e faptul că la revenire pe teren, al doilea repriză, parcă că echipa deja a pierdut meciul. Probabil a pierdut din punctul de vedere mental în vestiar, dar nu știu asta de ce. Pentru că e evident că s-a întâmplat ceva, pentru că ok, am făcut un cadou, și dar eram 1-1 la pauză. Nu înțeleg de ce am revenit și parcă am deja pierdut meciul. Am făcut al doilea cadou, cu un pas la mijloc, am pierdut o mingea și au plecat și ne-au dat al doilea gol. Asta e, fără reacție, fără nimic, asta e, mi dezamăgește un pic, nu un pic, mult. Dar, din păcate, dacă nu știu, poate că e bine și antrenorul, nu știu eu, pentru că eu oricum, în prima repriză, am jucat foarte bine. Și chiar dacă am avut multe probleme în acest început campionatului, că am avut o echipă che cu puțin de giocatori au plecat la sfârșitul campionatului, au plecat giocatori și nu au venit în schimb giocatori noi, cum trebuie făcut. Adică lotul e slăbit. Dar asta e oricum. Repet, deja de două meciuri, trei meciuri că trebuie jucătorii, dar așa s-a întâmplat. A venit Papazoglu, că ne-a ajutat azi, cel puțin până când a avut forță, adică putere, ne-a ajutat în față. Nu mai puteți să mă abonați. Schimbați microfonul cu patru ori. Asta? Da. Și atunci, așa este, ce bine. Aia, față. Da. Așa, așa. Cât de greu este să redresați acum, după începutul acesta? Ba, ok. Okay. Am jucat trei meciuri, dar normal e că e evident că nu trebuie vorbit cu jucătorii, e normal, pentru că nu se poate întâmpla că o echipă che sta 1-1 la pausa după o ripresa foarte bună și un cadou, s-a terminat meciul, nu. Deci, incontro, am intrat pe teren și deja am pierdut un alt cadou și nu am făcut nimic. Asta după a jucat bine, asta e normal. A jucat bine și au meritat în sfârșit, normal. Dar în prima repriză noi am fost echipa bună. Credeți că veți avea emoțiile de anul trecut în acest sezon sau cum simțiți? Adesso mi se pare prea devreme să spunem că vom avea aceleași emoții de anul trecut, nu știu. Că, sincer, suntem al început, eu anul trecut am venit după, mi se pare, 14 meciuri și echipa era pe ultimul loc. Nu știu, sincer. Dar e normal că trebuie redresată această situație, dar probabil eu cred din punctul de vedere mental. Mental și dacă ne ajută și conducătorii, che aduc giocatori pentru a întări lotul, adică nu è che trebuie titolare, dar lotul e prea subțire, sono giocatori tineri pe banca și nu e ușor și în anumite locuri ne lipsesc giocatori cum hanno trecut. Asta e. O giustifica, dar din păcate a fost așa, eu am vorbit, a explicat, am cerut așa, dar după nu s-a întâmplat asta. Pentru că au fost numai vorbe și aici e o persoană care a stat cu noi. Și în cantonament am plecat cu mulți tineri, copii. Și asta e, nu știu dacă aici unul e obișnuit să facă meci, lotul încet, 3, 5, 6, 7, 10 meciuri. Că după ne stăm acolo, pe ultimul loc, dacă nu, cineva nu înțelege. Papazoglu a intrat bine și nu s-a văzut faptul că el n-a făcut pregătirea, experiența lui. Da.
E așa. Și să joci 90 de minute. Deci nu, că, pentru că nu, e așa. Bravo. Da. O fată m-a întrebat că am riscat, că m-am riscat că jos să joc și Papazoglu, m-ai înțeles? Și atunci... Asta e. E normal că Papazoglu a făcut și a putut, dar 10 zile a făcut mult. Dacă noi nu aveam acolo un punct de referă așa important din punct de vedere fizic, ce faci? Că n-ați văzut ultimii două meciuri când Sarașii au jucat Dea, că Popaliuc, că nu sunt jucători atacanți, nu au, nu sunt de gabarit, ce faci? Unde mergem? A jucat Papazoglu pentru ceea ce a jucat, l-a făcut foarte bine, un punct de referă important, speram că vor veni, repet, alți jucători. Împreună cu ceilalți che au fatto un minuto hanno trecute, normale, asta non posso spune nimic, hanno fatto un minuto nel paese, merito loro che s-au salvat de la retrogradare, dar trebuie întărit lotul, dacă nu, non mergem departe. Săptămâna următoare se mai pot regla probabil lucrurile pentru următorul meci. Vom vedea, normal că noi... Singurul lucru e munca, în curs antrenament, muncim și speram, eu sunt, am încredere de munca mea și am și încredere în băieții, dar normal e că, repet, astăzi am fost surprins că al doilea repreză nu am avut reacție. Așa. Vă mulțumim mult, mai bine.